Sunt Alena Grosu, directorul în cadrul comunității evreiești din Republica Moldova. Este o organizație non-guvernamentală, non-profit, o asociație obștească care de fapt mereu și-a pus printre scopurile pe care le realizează și activități sociale, activități de asistență, activități de binefacere. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности искренне. Это Александру Григорьевичу и его команде, этим ребятам, которые действительно нас приняли здесь. Мы чувствуем себя, если бы это было мирное время, то как на курорте. Acum, odată cu declanșarea războiului în Ucraina, din prima zi am fost alături de reprezentanții comunităților evreiești din Ucraina. I-am ajutat odată ce au găsit oportunități de a pleca din statul vecin, de a fugi de activitățile militare, care pun sub risc viața și sănătatea acestor oameni. Очень хорошие люди, комфортабельно все перевезли нас, обеспечили едой, медикаментами. Ну, теплом, душой, все, что нужно, все они нам предоставили, поселили в теплом, уютном доме, все прекрасно, природа здесь хорошая. И я примем, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, organizăm amplasarea temporară a acestora. Le oferim asistență de care au nevoie. Vorbesc acum nu doar de partea de acomodare, dar inclusiv și de informare, de sprijin moral, de suport de care au nevoie, inclusiv pentru a se repatria în statul Israel. În acest sens, colaborăm cu reprezentanța oficială a statului Israel. Chiar în aceste clipe ne găsim la Vadluivodă, unde lucrează o echipă mobilă din partea consulatului statului Israel. Aceste persoane trec procesul de repatriere și primesc biletele de călătorie pentru a pleca în Israel. Большое спасибо, и нам помогают с документами, и все. То есть... Мне здесь очень нравится, спасибо огромное вам. Поддержите своих соплеменников, которые как никогда нуждаются в этом.